sunt Mădălina Panchi și astăzi ne aflăm la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Washington și vom întreba studenții de unde răsare soarele. Poți să ne spui din ce parte răsare soarele? Răsărit. Și unde e răsăritul? Acolo. Și apusul? Acolo. N-a obosit soarele să stea pe cer de mii de ani? Cum să obosească? E ordin de sus. Aleluia. Nu cred că ar obosi niciodată. Când o să obosească, nu o să mai fim noi. Cum ai spus că e ordin de sus? Da, adică toate și au o lege până la urma urmei și legea asta e de la Dumnezeu. Adică în momentul în care nu va mai fi, nu o să mai existăm nici noi. Why? De ce? Păi, Dumnezeu, nu știu, există o lege, există, așa cum am zis. Și că el a stabilit-o? Da, el. Poți să ne spui din ce parte răsare soarele? Din est. Și apune în? Vest. Sunteți așa, ca o icoană. Din? Vest, spre est. Spre vest. Deci, răspunsul final? Spre vest. Justine. E de acord cu el? Da. Ce te-aș bate? Soarele răsare și în est. Gândește așa. Așa e după ce a zis Galileo, parcă. Deci soarele face ce zice Galileo? Ce a zis Galileo? Ah. Da, pământul se învârte în jurul soarelui. Ce o să ne facem când nu o să mai avem soare? Nu știu. Nu te gândești la asta, nu-ți pasă? Pentru semenii noștri? Nu. Poți să ne spui din ce parte răsare soarele? Răsărit. Și unde apune? Apus, logic, nu? Este. Și unde apune? Prin nord, cum să apune? Dar să nu încurci lucrurile că te pezesc, Carpalete. Nu vreți să ne răspundeți? Nu. De sus. Răsare de sus și apune în... unde? Apune în jos. This brain is de ce mereu trebuie să apună și nu stă mereu pe cer? Dar nu apune mereu. Nu apune zilnic? Apune zilnic, dar nu apune toată ziua. Apune seara. Din est. Și unde apune? La vest. Și de ce nu e mereu pe cer și trebuie să apună? Pentru că pământul se rotește în jurul axei sale, care face parte dintr-o mișcare de rotație și bla bla. Excelent! Cunoști procesul. Crezi că într-o zi va obosi soarele nostru? Dacă ar fi să zic după oamenii de știință, ar spune că da, într-o zi, peste, nu știu, că vreo 5 miliarde de ani sau ceva în genul, spunea, o să explodeze sau ceva, o să se transforme într-o supernovă, bla bla. Nu știu acum, domnul știe. Ce o să ne facem fără el? Cum o să ne descurcăm fără lumină, fără căldură? Nu cred că o să-mi pese, pentru că peste 5 miliarde de ani nu știu dacă o să mai fiu pe aici. Mi-ar plăcea, dar nu cred. Duduie, dumneata ne-ai apărut în cale să ne nenorocești. Din est. Și unde apune? La vest. N-a obosit să stea atât pe cer de mii de ani? Încă nu, dar o să obosească cândva. Ce o să ne facem fără el? Păi noi nu o să mai fim, când nu o să mai fie. Nu ne pese, nu? Băi, nu prea. Și cu semenii noștri ce facem? Îi ajutăm să crească, să dezvolte, nu știu. Păi și fără soare? Eu învățăm să fii orbi. În partea stângă. Și apune în dreapta? Da. No. No, no, no. No. Hell no. No. De ce nu e mereu pe cer și trebuie să apună? Pentru că vine noaptea și trebuie apare luna. Avem nevoie și de noapte și de zi? Da. De ce? Păi ziua muncim, dar noaptea
Noaptea ce? Ne odihnim. Tu doar te odihnești noaptea? Da. Mai petreci? Din când în când. Poți să-mi spui din ce parte răsare soarele? Răsărit? De sus. Acolo? În partea stângă. Și a pune în dreapta? Da. Acolo? A pune în jos. Prin nord, unde s-a pune? Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul neșistit. Nu uita, eu vedești și nu te iert când ai greșit. Asta e refrenul.